Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vreau să fac repede un videoclip, să vedem producția și să vă spun de ce fac videoclipul ăsta. Imediat vă spun. Vedeți, plouă, vreme urâtă, panouri monocristaline, panouri policristaline. Așa, ia să vedem ce producție avem și ce... Da? 700 1 kW jumate astăzi. Băgat slab. Slab, foarte slab. Este vremea urâtă. Dar vreau să vă arăt altceva. 400 de W avem pe monocristalin și pe policristalin 360. Nu este diferență mare între ele. Da? Bun, ieșim un pic afară, plouă nu o să stau mult, să vă spun de ce am făcut acest videoclip. Avem ploaie, avem 23 de panouri, putere mare de producție, dar vremea nu ne permite, așa că am văzut câteva videoclipuri pe internet în care ploua, era nor, nu știu ce mai era acolo, și avea o producție, nu știu, de un kilowatt și sau ceva de genul. Deci, fraților, n-ai cum să ai așa producție, ca drept dovadă, uite, eu vă vorbesc cu dovezi concrete. 23 de panouri, poli și mono, să se completeze unele pe altele, dar nu o să aveți niciodată un kilowatt producție pe vreme din asta. Poți să ai tu, nu știu câte dublu de panouri care le am eu, poți să ai 40, poți să ai 60 de panouri. Da, te duci la un kilowatt, ca ai multe, dar nu poți să faci videoclip în care să spui la oameni că cu 12 panouri sau câte era acolo, că nu mai știu câte, 12 panouri sau 15, poți să ai tu un kilowatt. Deci pe 23 de panouri, cu apă pe ele, plouă afară, vreme urâtă, hai să vă mai arăt încă o dată producția la ora asta. Da? 800 putere, 846 de W, aproape 1 kW. Deci nu ai cum să ai cu 12 panouri așa producție. Așa că dacă vreți să faceți tutoriale sau videoclipuri în care să prezentați anumite chestii despre panouri, prezentați-le corect și fără minciuni și fără cum să zic eu, grandomanică. Ai avea kit de panouri, nu zice nimeni, toată lumea are, numai e ceva, o raritate, să nu știi ce sunt panourile. Dar nu poți să vii să-mi spui că cu 12 panouri ai producție de 1 kW și nu mai știu videoclipul, o să-l caut să vi-l arăt, dar la ideea așa vreau să vă arăt că unii chiar nu vor să spună adevărul și se laudă așa cu niște chestii care nu le văd rostul. Adică dacă omul vrea să-și pună, trebuie să știe. Deci nu aveți producție mare dacă aveți vreme urâtă, plouă și nu aveți raze solare. Nu aveți producție mare. Da? Deci eu am 23 de panouri și de-abia mă apropii de 1 kW. Hai să fim serioși. Vă salut, vă respect, o zi bună și numai bine vă doresc.